Iată-ne, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitatul nostru de astăzi e deputatul UCRR, Iulius Firțac. Vorbeam despre bugetul alocat educației înainte de publicitate și spuneam că ar fi interesant pe ce anume vor cheltui banii. Apropo, și vorbeam despre pandemie și despre faptul că suntem ba online, ba la școală. Domnule Firțac, am asistat cu toții și la conferința Ministerului Educației, și la cele ce au zis cei de la Ministerul Sănătății, și la declarațiile inspectorilor școlari, la momentul la care copiii au revenit în școli. Toți spuneau că sunt pregătiți și făcuseră deja anumite scenarii. N-a trecut nici o săptămână și jumătate și o grămadă de școli s-au închis, elevii au revenit în online, datorită faptului că iată cât au fost de pregătiți de a preveni răspândirea acestui virus, că totul, eu știu, acesta a început să se răspândească din nou din școli, printre cadrele didactice și așa mai departe. Lucru care mie îmi spune următorul lucru. Mă, n-ați fost pregătiți. N-ați fost pregătiți chiar deloc. Ați redeschis școlile după ureche și mai mult decât atât, nici nu cred că v-ați ținut de măsurile alea de prevenire și răspândire a virusului. Asta este părerea pe care o trag eu la o săptămână și jumătate după ce s-au redeschis școlile. 2 săptămâni. Părerea noastră care este? Cred că a fost un lucru bun faptul că s-au redeschis școlile. Copiii nu mai aveau răbdare să continue școala aceasta online pe care am fost forțați să o practicăm de un an de zile. Suntem forțați să o practicăm de un an de zile. Deci era vital pentru copii să reînceapă școala. Acum, în ceea ce privește deciziile și măsurile luate la nivelul fiecărei instituții, cred eu că vina și laudele trebuie acordate celor care gestionează și care administrează acele instituții și acele unități administrativ-teritoriale, primării, practic, care împreună cu conducerile școlilor se ocupă de aplicarea măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii virusului. Deci deciziile nu sunt, este descentralizată dinaintea domnului ministru Câmpeanu centralizat. Decizia este descentralizată dinaintea domnului ministru de pe vremea când era altcineva la minister și nu putem să găsim unul, doi vinovați din minister pentru problemele care apar local la anumite instituții de învățământ. Deci trebuie găsite. Domnul Fisar, eu cred că asta cu descentralizarea, cu tot respectul pentru noastră, a fost un fel de eu mă spăl pe mâini, spălați-vă și voi pe cap. În sensul de ce? Hai să spunem lucrurile pe nume. Asta e, bă, mă spăl pe mâini, nu mă Vedeți? interesează. Descurcați-vă voi în teritoriu și vă și argumentez. Există acel transport al elevilor, da? Copiii beneficiază de transportul gratuit. Mai nou, toți părinții nu-și mai dau elevii la școala generală din comună, îi trimit la oraș, ca să iasă proști mai cu diplomă decât dacă o fac la sat. Să-mi fie cu iertare expresia asta. Toată lumea are impresia că la oraș umblă câinii cu covrigi în coadă. Bun. Po acest considerent că părintele respectiv are chef să-l trimită pe fiul sau pe fiică sa să facă naveta, o altă prostie, la oraș, în loc să se ducă la școală, la el în comun acolo, primăria sau Ministerul Educației, nici nu știu exact cine, trebuie asigură transportul până la o anumită clasă. Transportul se face cu microbuzele alea vechi, rablagite deja, din punctul meu de vedere, pe care scrie Ministerul Educației și Cercetării. Nu știu câte microbuze au mai fost distribuite în teritoriu, în țara noastră, în ultima vreme, dar cred că mai niciunul. Transportul se face așadar cu aceste microbuze. Copiii n-au cu ce să meargă la școală. Ei, de acasă și până la școală, au mers claie peste grămadă în microbuzul ăla. Ca înainte,
scuze, ca înainte de pandemie. Adică unul lângă altul, chiar dacă aveau sau nu aveau mască pe figură și așa mai departe. Păi ăsta a fost primul pas de dezorganizare. Deși îmi spuneam eu un domn inspector că sunt pregătiți, că microbuzele școlare au orare, că au gândit traseele în așa fel, așa mi-a semănat mie, uite, ca o chestie, deși uite așa înveleam marmota, ciocolata în straniol, că să vezi, că să nu e domnule, toate microbuzele merg la aceeași oră, nu se fac mai multe curse, nu s-au făcut și așa mai departe. Deci să-mi fie iertată expresia, o vrăjeală ieftină. Și nu numai că o vrăjeală ieftină, dar mie mi se pare și un pic irresponsabil din partea autorităților. Adică, mă, noi primim pe WhatsApp, pe grupuri, de la Inspectoratul Județean de Poliție. Poliția a organizat azi măsuri de prevenire și combatere a virusului, bla bla bla. Serios? Ia câte microbuze școlare ați controlat, domnilor polițiști, dimineața? Să vedeți câți copii sunt în ele, de fapt. Că, nu știu, probabil că ar trebui cum să fie în mijlocul ăsta de transport în comun. Un scaun, da, ăla din față, nu, încă unul, da, n-ar trebui să stea unul lângă altul și așa mai departe. Primul pas spre răspândirea acestui virus în școli, zic eu, ca să nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă la școală. Asta este părerea mea vis-a-vis de acel spălat pe mâini, descurcați-vă. Și fiecare s-a descurcat cum a putut și nu numai cum a putut, și cum l-a dus mintea, iar pe unii nu prea a dus mintea. Bun, vedeți, această teorie a digitalizării are și susținători și are și opozanți. Întotdeauna vor exista oameni care vor Eu nu sunt acționa și spune da. împotrivă. Eu nu sunt împotrivă. Dar vă spun că atunci când se Nu se putea descentralizează și paralizată, unii nu putea. concep. Vă rog. Nu puteau să vină să impună de la București pentru fiecare școală, pentru fiecare localitate, regulile de acolo, pentru că lucrurile diferă foarte mult. Sunt localități unde, așa cum spuneți dumneavoastră foarte bine spuneți, sunt foarte mulți copii care trebuie să facă naveta și e clar că autobuzul circulă supraaglomerat. Sunt localități unde nu sunt mulți copii în navetă și pentru că poate sigur acest autobuz cei care le te impune scaun liber, nu scaun ocupat. Un scaun liber, nu scaun ocupat. Și sunt foarte multe localități în orașele mari, de exemplu, unde copiii nu trebuie să circule cu aceste autobuze școlare. Deci, vedeți câte diferențe. Deci, atunci era complicată treaba să vină să impună ei de la București modul de organizare. A rămas la latitudine. Avem inspectoratele pentru ce le plătim, da? Trebuie să se ocupe și ele de Bună organizare. Și întrebare. Vă acum. felicit pentru ea. Pentru ce le plătim? Și. E o discuție Pentru grea ce asta cu domnul? inspectoratele. Pentru ce le mai plătim? O mai lăsăm un pic discuția cu inspectoratele, să Foarte vedem puțin, nu mult. ce lege de reformare în învățământ vine și cum o să se abordeze această problemă cu inspectoratele școlare. Dar ce vreau să subliniez și să Domnul Iulius, îmi tot cer ce scuze că vă mi se întrerup. aduce, nu au fost Domnul bani Iulius, lăsați-mă un pic, din nu pot să protocoale, nu. trec peste. Domnul Iulius, nu pot să trec peste. Ați zis să mai lăsăm puțin, dar știți că la mine totul e imprevizibil și așa mai departe. Nu pot să trec peste asta cu inspectoratele. Dumneavoastră, când v-ați dus să vă voteze oamenii aia ca deputat, ați vrut să fiți deputat, nu? Da. Bun, Da. nu v-ați transformat în cameraman la Parlament sau în, nu știu, în altceva. Corect. Da? Bun, Da. omul ăla care e în inspectoratul școlar, de regulă, e profesor, nu? Corect. Inspector, ești profesor. Păi, bănane, dacă ai fi vrut să fii profesor, ce trebuie să fii inspector, mă? Rolul tău e ăla de profesor, du-te la catedră, că aia știi să faci. Eu nu văd un profesor manager. Că nu e, mă, prin formațiunea lui, n-ai cum să fii domn profesor manager. Că nu-și cunoști, n-ai noțiuni de manageriat. N-ai noțiuni de PR, n-ai noțiuni, nu ai. Da? Că n-ai cum. Du-te la catedră. Pentru învățământ poți să și mori, că asta ți-ai dorit. Lasă inspectoratul, lasă funcțiile, lasă, nu-i nevoie. Tu le desființați, domnule, inspectoratele astea școlare, pentru că nu-și mai au niciun rost. În afară de asta, nu mai există subordonare decât la un anumit nivel între școli și inspectorate.
Dați-le, domnule, dați-le școlile la primării. Că oricum, clădirea aia primăriei sau a cui e, bursele se trec prin primărie, alea se trece prin primărie, dacă tot vorbim de descentralizare. Și nu mai puneți toți politrucii și toți cărătorii de genți și lipitorii de afișe, ba inspector șefi, ba nu știu ce, îi schimbați cum se schimbă puterea. Mai facem și economie la bugetul de stat, că salariile sunt destul de bunicele și așa mai departe. Atât am vrut să spun. Mulțumesc. Da, și eu sunt la momentul la care caut motive, caut argumente care să susțină menținerea și eficientizarea inspectoratelor școlare și nu e acum momentul legislativ, dar cred eu că va fi abordată și această problemă de actuala coaliție de guvernare și atunci voi căuta și eu să văd în proiectul legislativ care sunt argumentele și care sunt motivele pentru care să păstrezi inspectoratele școlare și e musai ca ele să existe, că nu se poate rezolva o problemă fără ca ele să existe. Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, se poate produce o eficientizare a costurilor, se poate distribui sarcina care există pe inspectorat către alți decidenți. Deci, soluții ar fi. Dar poate pot să existe și cei care sunt astăzi în inspectorate, e clar că vor veni la acel moment cu propunerile și cu soluțiile din partea lor și cu argumente pentru a se păstra aceste instituții și vom vedea la acel moment. Dar astăzi eu sunt la momentul la care încă nu am primit aceste argumente și aceste motive. Dar momentul legislativ cred eu că va apărea pe parcursul acestui mandat și atunci clar vom dezbate tehnic și aplicat această problemă. Cum credeți că va fi anul 2021 pentru România? Grea Eu întrebare. sunt. E grea Pare întrebare. simplă. Sunt o fire optimistă de genul meu și îmi place să mă păstrez pe această linie, dar în acest moment și din această poziție trebuie să fim cât se poate de realiști și să avem în față cel mai rău scenariu posibil. Asta trebuie să facem noi ca și decidenți politici. Sper să fie lucrurile să meargă bine, dar noi suntem legați economic de această economie, această piață globală în care acționăm ca și jucători prin tot ceea ce România Jucător sau face în sclav? spațiu economic. Și atunci trebuie să urmărim evoluția la nivel global ca să putem să facem o estimare pentru 2021. La nivel global, Jucător sau sclav? Era întrebarea mea. nu sunt de acord cu apelativul Era ăsta de sclav. întrebarea. Da, și răspunsul este că suntem parteneri economici, bineînțeles, nu pe poziții de egalitate, pentru că aici trebuie să mai lucrăm, dar nici într-un caz sclavi nu putem să folosim, pentru că nu vin la impuse toate lucrurile. De multe ori noi agravăm relațiile pe care le avem cu partenerii noștri, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii. Noi suntem cei care asprim condițiile de colaborare în momentul în care trebuie să le transpunem în legislația națională. Asta aici Dar ne revenind referim la la. faptul că, de exemplu, banii europeni ne vin într-un anume fel și când e vorba să accesezi un proiect, îți trebuie tot felul de avize, lucruri care sunt introduse de către noi, cei care au luat banii europeni. Exact, ăsta e un exemplu concret a. Nu știu, era să folosesc un Românismului. cuvânt. Era să Românism. folosesc un cuvânt pe care hai să spunem, lipsei noastre de Hai să oportunism. fim Noi noi mai catolici decât Papa, de ce nu nu? știm să profităm, da, nu știm să profităm de momentele importante pe care le avem și pentru a arăta exces de zel față de partenerii noștri, venim și spunem, ok, sunt 8 criterii, pe lângă 8 eu mai pun încă 20 de criterii, chiar dacă tu nu mi le ceri și doar că alții nu mi le ceri. Deci ăsta este un Păi exemplu concret pe fonduri europene. îmi spunea un primar că era un proiect european de trebuia să-și cumpere un buldo excavator și lui trebuia aviz de la DSP. Da, vă dați Ce seama. să mai Deci cu zic? scuze.
Pentru achiziție de utilaje ai nevoie de autorizație de la DSP. Ce să mai De fapt, vorbim? nu de autorizație, de o negație, cum că nu trebuie DSP-ul să-ți dea aviz. Mai grav. Mai grav. Vedeți? Deci, dezastru. Dezastru. Apropo. Asta este problema pe care o avem. Dar în relația aceasta pe care o avem cu partenerii noștri, trebuie să urmărim evoluția globală a economiei și implicit a pandemiei, care afectează economiile planetei, economiile din Uniunea Europeană și Statele Unite. Acolo lucrurile sunt încă într-o stare de echilibru fragil. Dacă nu se reușește campania de vaccinare să fie dusă la un succes real, și succes real înseamnă vaccinarea până la peste 60 spre 70% a populației din fiecare stat, cred eu că vom avea probleme la nivel mondial și atunci implicit vom avea probleme și în România. Dar așa cum văd că merg lucrurile acum în campania de vaccinare, cred eu că după luna mai, după ce zic eu că multe țări vor trece de pragul de 50% de vaccinare a populației, vom putea să vorbim de o nouă normalitate în care vom intra. Asta sper eu, ca din luna iunie încolo să intrăm într-o nouă normalitate cu o vaccinare de peste 40-50%. Sper să se întâmple acest lucru și noi să știți că suntem fruntași. În această campanie suntem între primele 5 țări din lume și între primele din Uniunea Europeană și între primele 10 din lume în campania de vaccinare și de săptămâni bune, site-ul funcționează fără niciun fel de întreruperi, sunt 300 de înregistrări pe minut în programul de vaccinare și zic eu că vom fi printre primele țări care vom atinge acel prag critic de vaccinare. De unde putem să vorbim de o nouă normalitate? Am înțeles, ne apropiem cu pași mari de final. Multe lucruri ar mai fi fost de discutat, dar mărturisesc că mie îmi place emisiunea cu noastră pentru că discutăm foarte liber și foarte deschis. Vreau să vă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de următorul fapt. Vedeți? A început din nou să crească rata infectărilor. Eu mi-aduc aminte cu tristețe. Uneori chiar cu amuzament, deși nu știu dacă te poți amuza pe tema asta, de începutul pandemiei. Momentul în care veneau cu izoleta, îmbrăcați în pinguin și așa mai departe, nu avem izolete, nu avem aia, nu aveam materiale, nu aveam aparate de ventilat, nu aveam mai nimic. Spitalele făceau apeluri, s-au făcut nenumărate donații. Stau și mă întreb și vă întreb. Poate știți dumneavoastră că eu unul nu știu. Dom'le, unde sunt izoletele alea pe care am dat 1000 de euro? Ce s-a întâmplat cu ele? Le mai folosește cineva? Pentru ce le-am achiziționat? Că acum nu mai folosește nimeni așa ceva, din câte văd eu. Vreau. La acel moment, disperarea și panica era globalizată. Nu știai cum să te comporți în relația cu această pandemie, în relația cu acest virus. Nu, noi nu am făcut nimic deosebit și nimic diferit față de ce au făcut toate celelalte țări despre care vorbeam că suntem în parteneriat, țări din Uniunea Europeană și Statele Unite. Peste tot virusul a fost abordat în acest fel, cu izolete, cu costume de cosmonauți pe medici și pe oamenii de pe salvare. Am fost eu printre primii oameni care a stat în izolare pentru că am fost în contact eu împreună cu colegii de la PNL Hunedoara cu care m-am întâlnit la București. Atunci, la începutul pandemiei, în martie 2020, au venit în costume de cosmonaut la mine să ia probele pentru a face testul de COVID, deși testul a fost negativ. Am stat 14 zile în izolare la acel moment. Nu știai cum să tratezi virusul și trebuia să fii foarte preventiv. Dacă toate țările au cumpărat izolete, am cumpărat și noi izolete. Acum, în orice moment de criză, în orice moment de necesitate de cheltuire cu atribuire directă fără licitație, e clar că apar și oportuniști și vor apărea și probleme. Dar aici sper eu ca DNA, care are foarte multe informații astăzi și
face cercetări, sper eu să facă lumină în toate cazurile din acest an de pandemie pe care îl închidem în luna martie, închidem un an de zile deja de când suntem în pandemie. Sper eu să facă lumină și să spună aici s-a greșit, aici s-a furat din banul public, izoleta asta a costat în Franța, în Germania, Statele Unite 5.000 de euro, noi a costat 15.000 de euro. Ce s-a întâmplat? De ce a fost achiziționat la acest preț? Câți intermediari au fost? Sper să se facă lumină. Nu a fost o chestiune generalizată, au fost punctual probleme. Deci nu este acuzat faptul că s-a cumpărat și s-a folosit izoleta. E de acuzat dacă s-a achiziționat într-un loc în România cu 5.000, într-alt loc cu 18.000, într-alt loc cu 10.000, într-alt loc cu 20.000. Deci aici trebuie să se facă lumină și sper Omul e eu ca prost, de. cine cere e prost, cine dă, nu? Da, trebuie să avem imaginea reală a ceea ce s-a întâmplat atunci și dacă au fost De acord șmecheri cu noastră, care. dar vedeți, societatea comercială, dacă stau bine să mă gândesc, Chitca a trecut prin trei societăți. Da, ăla a cumpărat-o de la X, X a cumpărat-o de la Y, iar Z, care a fost vânzătorul final, ca să vândă către o autoritate a statului, trebuia să emită o factură pe care plătește impozite și taxe. Că ăsta e scopul societății comerciale. De Da. vină e cel care a cumpărat-o, nu cel care a vândut-o. Dar trebuie văzut de ce a fost nevoie să treacă prin trei companii, prin trei intermediari. Dacă avem uniformul, ce s-a întâmplat la uniform? Hai să vedem dosarul uniform cum se finalizează. Eu îl aștept cu interes să văd cum se finalizează și ce se întâmplă în acel dosar, pentru că după toate discuțiile legate de aceste cheltuieli, la un moment dat s-a instalat regula că achizițiile se pot face doar de la Unifarm, doar din stocurile și din achizițiile pe care le face Unifarm și spitalele au putut să cumpere, dacă mi-amintesc bine, sper că nu greșesc, au putut să facă achiziții doar de la ei. Deci zic eu că trebuie să se facă lumină, iar faptul că am fost atât de precauți, asta nu trebuie să fie ca o acuză, pentru că, repet, cu toții decidenții din toate țările au fost precauți în ceea ce privește virusul, pentru că era un necunoscut, era o pandemie declarată pentru un nou virus pe care nu îl cunoșteam foarte bine. Astăzi, după un an de zile, știm cum să ne poziționăm, știm care e cel mai mare rău pe care poate să ne-l facă, poate să provoace decesul a 3-5% dintre cei care se îmbolnăvesc și 10-15% din cei care se îmbolnăvesc au nevoie de servicii medicale de terapie intensivă și practic blochează spitalele și secțiile de terapie intensivă și nu pot fi folosite de ceilalți bolnavi cronici care au nevoie de spitale. Așa, într-o frază, o concluzie scurtă legată de. Da, știți ce mi s-a părut mie interesant, cel puțin anul trecut? Vă aduceți aminte 2019-2018, undeva după luna noiembrie, în noiembrie și în decembrie. 187 de persoane au murit de gripă în România, nu știu ce, nu știu cum. Anul ăsta n-am auzit pe nimeni să moară de gripă. Da, n-am mai făcut statistica, dar vedeți, orice altă cauză de deces nu a pus sub presiune toate aceste secții de terapie intensivă pe care le avem în spitalele din România și puținele paturi și puținele aparate de ventilație pe care le avem la nivel național. Asta e diferența dintre ce face coronavirus și această nouă gripă și ce face o gripă clasică sau o altă boală. Nu blochează sistemul sanitar din România niciuna dintre aceste boli și niciunul dintre acești virus nu îl blochează așa cum face coronavirus. Din păcate, asta este principala problemă și efectele secundare sunt acestea pe care le-am precizat, faptul că bolnavii cronici cu alte boli nu pot să beneficieze așa cum ar trebui de serviciile medicale de care au nevoie. Ca să concluzionăm, pentru că suntem pe finalul, un nou mandat, o nouă provocare. Care este cea mai mare provocare pentru deputatul Firceac în acest mandat? Aș vrea să reușim în acest Parlament, în acești 4 ani de zile, fără alegeri pe care le avem în față, să facem reforme importante pentru statul român. Aș vrea să intrăm în istorie cu acest Parlament. Să facem reforma administrativă,
să facem reformă reală a sistemului de educație din România și infrastructura rutieră și infrastructura spitalicească să explodeze, dacă putem să folosim termenul ăsta, adică să putem să vorbim de creștere substanțială a numărului de kilometri de autostradă pe care avem și construcția a cel puțin două spitale regionale în această perioadă. Și dacă reușim aceste lucruri, zic eu că și la nivel de buget se vor simți beneficii și după aceea implicit la nivelul de trai pe care fiecare dintre noi îl are. Sper să reușim aceste reforme importante pentru că sunt 4 ani de zile de liniște, fără presiunea alegerilor și fără presiuni date de modul în care se comportă partidele ușor populist în campanie electorală și în pre-campanie electorală. Bun. Mai multe, probabil în următoarea emisiune. Trebuie să vă mulțumesc pentru prezență. A fost o emisiune interesantă, zic eu. Ar mai fi fost multe de spus. Ce le transmiteți rutenilor pe final de emisiune? Rutenii, din păcate, la fel ca și membrii celorlalte comunități de minorități din România, au fost văduviți de evenimentele pe care cu toții le aveam trecute în calendar din anii anteriori și îi rog să mai aibă puțină răbdare. Așa cum am spus și în timpul emisiunii, cred eu că din luna iunie încolo putem să intrăm într-o nouă normalitate și să intrăm în calendarul normal de evenimente cu spectacole artistice, cu lansări de carte și de CD, cu competiții sportive și tot ceea ce înseamnă activitatea obișnuită a unei organizații de minorități naționale și implicit și a Uniunii Rutenilor din România. Deci eu sper că putem din iunie încolo să facem mai multe emisiuni în care să nu vorbim doar de partea parlamentară și de partea de buget finanțe a activității Parlamentului, ci și de activitățile tradiționale ale Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Să sperăm că vom ajunge acolo. Să sperăm. Domnule Firțac, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mai aștept și altă dată. Vă mulțumesc! Stimați spectatori, Iuliusă Firțac, deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România, a fost prezent în fotoliul cu ghimb, o emisiune făcută prin videocall. Sunt Adrian Simeanu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea reală, televiziunea pe bune. Fotoliul cu ghimb. Fotoliul cu ghimb. Fotoliul cu ghimb. La fotoliul cu ghimb, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon, Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.